Bondul ombilical este puntea dintre mamă și copil, puntea de fapt dintre copil și lume. Acum, sigur că există foarte multe legende cu bondul ombilical, dar pe ansamblu, bondul ombilical este o zonă de intrare a microbilor. Dacă nu avem grijă de ea, riscul de a dezvolta o falită, deci infecția ombilicului, este una reală. Cel mai important lucru pentru noi este că atunci când preluăm copilul pentru prima dată, fie la domiciliu, fie la nivelul cabinetului, să avem grijă să verificăm starea bondului ombilical. Cum este? Poate fi un bond ombilical mai gros la un copil prematur sau poate fi un bond ombilical mumifiat, poate fi un bond ombilical infectat, din păcate. Și atunci, caracteristicile, cum arată bondul ombilical, este esențial cum miroase secreția care se scurge de la nivelul bondului ombilical. Cum evoluează rana spre vindecare, sunt câțiva pași la care trebuie să acordăm atenție. De ce este important? Un bond ombilical sănătos, care nu are probleme, nu are miros, are un miros fat. 2. Nu secretă decât o secreție seroasă, deci ușor gălbuie. Un bond ombilical cu probleme are o secreție purulentă, are o secreție fetidă, miroase. Atenție, infecția poate fi cu piocianic, este o infecție extrem de severă care duce la septicemie foarte rapid. Deci examenul bondului ombilical, fie și numai vizual, olfactiv, deci cu miroase, ne poate da indicii privitor la o infecție extrem de severă. Ce avem de făcut? Practic, curățăm bondul ombilical, se curăță sub jet de apă. Deci este esențial cum arată bondul ombilical, aspectul, mirosul, culoarea secrețiilor, starea de sănătate a pielii din jurul ombilicului. Și atunci, primul lucru pe care îl facem, punem un prosop în chiuvetă, pregătim apa în așa fel încât să fie caldă, fie încercată pe dosul mic, fie cu termometru. Luăm copilașul, îl ridicăm în mâini și îl ducem sub apă, să curgă apa. Gândiți-vă că totuși vine din maternitate, vine dintr-un mediu potențial în care există diversi germeni. Punem mâna atâția, manevrăm copilul. Este esențial să fie manevrat de cât mai puține persoane și acele persoane să fie sănătoase, să nu aibă leziuni peringuiale, să nu aibă infecții, să nu poată transmite afecțiuni către acest copil. Este o poartă de intrare sângerândă totuși. Atunci luăm copilul, îl spălăm sub jet de apă, tamponăm cu un șervet curat pe care de doriță nu mai folosim în altă parte, folosim o compresă pe care o punem în jurul umbilicului alcoolizată, cu alcool alb de dorit, și deasupra punem o compresă sterilă. Bondul ombilical în felul acesta se mumifiază. Există indicația utilizării de betadină, însă pe betadină scrie foarte clar și se poate verifica ceea ce spun, nu se utilizează pe pielea nou născutului pentru că poate produce inhibiția tiroidei. 2. În cantitate mare, sigur că da, sau repetitiv. 2. Avem nevoie să înțelegem că nu e de dorit nici să punem neapărat o pudră antimicrobiană, pentru că pudra la suprafață face o crustă, este o rană zemuindă, din care curg secreții încă vreo câteva zile după externarea din maternitate și ele, dacă deasupra formăm o crustă, de desubt se vor dezvolta, e un mediu de cultură, se vor dezvolta germeni anaerobi, adică din aceia care nu sunt foarte prietenoși. În concluzie, toaleta sub jet de apă care curge, curățarea ombilicului simplu, este cea mai bună cale de a menține umbilicul, zona umbilicală curată, ferită de infecții și de a permite cicatrizarea bondului umbilical. Bondul umbilical poate să cadă între ziua 3-a, 4-a și până la 24-25 de zile. Deci există extreme și foarte mari în funcție de cât de mare, cât de gros a fost bondul umbilical și cât de atent a fost curățat. Riscul negrijirii corecte a umbilicului, a aplicării diversilor bănuți sau altor pansamente, este de a se suprainfecta și de a dezvolta germeni cu risc vital pentru copil, pentru că se poate ajunge la septicemie. În concluzie, toaleta se face cu apă și săpun, apă simplă, curgătoare, cu alcool pe compresă sterilă, schimbat la fiecare schimbare de scutec. Gândiți-vă că în zona umbilicului poate să ajungă fecale, poate să ajungă urină și există risc de suprainfecție. În ce privește umbilicul, nu este nicio problemă dacă el cade mai repede sau mai târziu. Important este ca acea cicatrice care rămâne să fie una cât de cât estetică și cu cât vom traumatiza mai puțin umbilicul și vom respecta aceste reguli, cu atât bontul umbilical se va mumifia mai civilizat, iar cicatricea se va restrânge. Avem nevoie să fim foarte atenți, de multe ori există la palpare, cu degetul putem observa, mici zone în care
tegumentele sunt se poate intra, nu neapărat se poate intra, ci sunt mai moi, să spunem, care pot fi situate deasupra umbilicului. Acele zone sunt puncte herniare. Avem nevoie să fim atenți pentru că până jurul vârstei de un an ele au nevoie să se închidă. Dacă nu sau sunt mai mari, ne prezentăm la medicul chirurg pentru rezolvarea lor. Îngrijirea bontului umbilical corectă, atenție, este recomandată, se face de către o persoană, nu de mai multe, și care să aibă la rândul ei tegumente indemne, nu persoane care au diverse afecțiuni cu potențial de transmitere, pentru că este totuși o zonă cu secreții hematice și care se poate infecta foarte, foarte ușor. Deci atenție la persoane cu hepatită B, cu hepatită C sau alte afecțiuni care pot fi transmise foarte ușor la nou-născut și pot produce inclusiv decesul copilului. Ce este important? Atunci când există o zonă de circumcizie, deci vorbim de băieței, întotdeauna îngrijirea se va face cu un dezinfectant blând, nealcoolizat, care poate fi un clorhexidin, mercurocrom, și aceste soluții se aplică la indicația medicului chirurg. Atenție, nu tratăm noi, nu decalotăm noi, nici acasă și nici medicul de familie. Decalotarea se execută de către, chirurgicală vorbesc, se execută de către urolog, medicul specialist în urologie. Ce este important? Nu se decalotează nou-născutul, se începe procesul de decalotare cu foarte multă blândețe după vârsta de 4 luni. Toaleta glandului penian se efectuează zilnic, la fel ca la oricine. Se spală cu apă și săpun, se poate pune o picătură de vitamină, se recalotează atât cât permite. Deci nu se forțează, nu se forțează decalotarea până după vârsta de 4 luni și atunci cu foarte multă blândețe. Nu forțați inelul respectiv pentru că riscați să faceți leziuni. Leziunile lasă cicatrici fibroase, iar parafimoza este mult mai dureroasă ulterior decât fimoza. Și ce este esențial este că o fimoză care nu este atent urmărită sau un gland penian care nu a fost curățat zilnic poate, din păcate, să ducă la infecții urinare care pot fi cu risc înalt pentru orice bebeluș sub un an. Curățarea zonei respective ține de igiena locală a întregii zone anale și a întregii zone genitale și nu este stigmă, nu este rușine. Important este să o facem cu blândețe, să o facem zilnic și să avem grijă să schimbăm pampersul la 3 ore. Cel mai important lucru, atenție, chiar dacă există risc de repetiție, mâinile celui care manevrează copilul au nevoie să nu aibă leziuni. Leziunile sunt risc de infecție.